Când citim texte narrative literare, personajele ne impresionează prin faptele și comportamentul lor, din care observăm anumite trăsături morale. Unele dintre personaje reprezintă modele, iar altele sunt antimodele. Deși personajele sunt ficționale, totuși ele sunt cel mai adesea inspirate din realitate și reprezintă o modalitate de cunoaștere a naturii umane și a valorilor acceptate sau neacceptate într-o anumită cultură sau perioadă din evoluția umanității. Pentru a ilustra modul în care realitatea este sursă de inspirație pentru crearea unor personaje, am ales o profesoară și elevii ei din clasa a 5-a și trei clopoței. Textul narativ ficțional pe care l-am scris se intitulează Trei clopoței. Să citim textul. Partea 1. Clopoțelul de la cetatea Bran. Era o zi ploioasă și friguroasă de sfârșit de octombrie, când Dora Damian se întorcea din vizita de la castelul Bran și trecea prin piața înghesuită, printre tarabe și oameni curioși, opriți să guste o bucată de brânză, să bea un ceai, să cumpere un frumos obiect meșteșugit. Niște clopoței din porțelan parcă au chemat-o cu un sunet suav spre tejgheaua unde se aliniau cu minți. A cumpărat un clopoțel alb cu imaginea cetății Bran imprimată pe o parte. Avea un sunet calm, dulce, parcă ușor mocnit. După ce s-a întors la școală, profesoara Dora Damian a dus clopoțelul elevilor ei și îl folosea la începutul fiecărei ore pentru a le aminti elevilor, prin sunetul lui plăcut și liniștit, că e momentul să înceapă ora și să întâmpine lecția cu zâmbete și bucurie, iar la sfârșitul orei să mulțumească pentru minutele petrecute împreună și să se despartă cu sclipiri de bucurie în priviri. Partea a doua, clopoțelul spart. Clopoțelul stătea maestuos pe catedră și își cânta suava melodie doar la începutul și la sfârșitul orei. Mai rar se trezea din somnolență în timpul orei pentru a-i trimite câteva clinchete vreunui copil mai gălăgios. Dar, la sfârșitul unei ore, câțiva copii s-au înghesuit lângă catedră și glasul suav al clopoțelului s-a spart în multe cioburi tăcute care s-au rostogolit pe podea. Copiii au privit cioburile, le-au mângâiat cu degetele lor tremurânde, dar clopoțelul a rămas mut și, în final, a ajuns la coșul de gunoi, de unde își ascultă în străfundurile atomilor de porțelan suavul clin, clin, cli, cl, apoi tăcere neagră și eternă. Eh, n-a fost să fie, oftă profesoara. Un clopoțel spart e doar o întâmplare. Partea a treia. Doi clopoței. Și, într-o zi, cineva dintre elevi a pus pe catedră, în taină, un clopoțel albastru cu un sunet vioi și cristalin, iar în altă zi, un clopoțel galben a venit să-i țină companie cu glasul lui calm și melodios. Cei doi clopoței le cântau copiilor în fiecare oră, la început și la sfârșit, și câteodată mai trimiteau câte un semnal. E atâta gălăgie în banca a treia. Chiar îi deranjez pe ceilalți. Dacă te joci acum și nu ești atent, tema de casă va fi un chin. Și multe alte mesaje scurte și încifrate în sunete melodioase și răbdătoare. Partea a patra. Clopoțelul mut. După vreo două săptămâni, într-o dimineață însă, clopoței dispăruseră. Profesoara i-a căutat în sertar, dar clopoței nu erau de găsit. Câțiva elevi au strigat: "Priviți, clopoței sunt deasupra tablei." Profesoara privi cu uimire și dintr-o dată simți un fior de tristețe care răzbătea prin aer.
clopoței păreau să spună: suntem exilați, chiar mutilați, cineva ne-a lovit cu răutatea lui. Profesoara se urcă pe scaun și luă cei doi clopoței. Erau reci și triști, iar clopoțelul galben era mut. Răutatea cuiva îi rupsese limba. Profesoara își înghiți un suspin de durere, văzând casna la care fusese răsupuși cei doi clopoței. Puse clopoțelul galben în sertar, luă clopoțelul albastru, spunându-i tainic că va trebui să țină locul clopoțelului galben de acum încolo. Partea a cincea. Doctorul de clopoței. Clopoțelul galben stătea trist și parcă uitat de toți în sertar, până într-o zi când Alisa, o fetiță cu ochi mari și luminoși și cu un zâmbet duios, spuse: aș duce clopoțelul la reparat. Tata îl va repara. Și Alisa luă clopoțelul. Peste câteva zile l-a adus și toți s-au bucurat să reaudă glasul micului clopoțel galben. Doctorul de clopoței i-a vindecat muțenia și, prin sunetul lui, clopoțelul galben i-a spus celui care i-a smuls limba: bunătatea vindecă și iertarea anesteziază durerea. Apoi i-a privit pe toți copiii din clasă și a adăugat cu un clinchet blând: copii, lăsați sunetul bunătății și al bucuriei să vibreze în inima voastră. Ascultați-l prin clinchetul meu. Eu vă spun că în inima fiecăruia dintre voi este bunătate, doar deschideți-vă inima. Sunetul meu vă reamintește să ascultați cântecul din inima voastră. Eu îl aud. Voi îl auziți? Personajele prezente în textul narrativ ficțional Trei clopoței se împart în două mari categorii: personaje umane și personaje non-umane. Personajele umane cuprind adulți, precum profesoara Dora Damian și tatăl Alisei, și copii, grupul de elevi și eleva Alisa. De asemenea, există și un personaj cu o identitate necunoscută, cineva care a rupt limba clopoțelului galben și a exilat pe clopoței deasupra tablei. Personajele non-umane sunt cei trei clopoței: cel alb, cu imaginea castelului Bran imprimată pe o parte, cel albastru și cel galben. Rolul personajelor este acela de a participa la acțiune. Dora Damian este profesoara care cumpără clopoțelul alb de la cetatea Bran și îl folosește în clasa de elevi pentru educarea atenției și a empatiei. Recuperează cei doi clopoței de deasupra tablei și pune clopoțelul galben în sertar. Grupul de copii se înghesuie la catedră, sparge clopoțelul alb din greșeală, cineva din grup pune pe catedră un clopoțel albastru și unul galben și observă cei doi clopoței puși deasupra tablei. Personajul cu o identitate necunoscută este cel care rupe limba clopoțelului galben și pune cei doi clopoței deasupra tablei. Un rol important în desfășurarea evenimentelor îl au Alisa și tatăl ei. Alisa duce clopoțelul mut la tatăl ei, iar tatăl Alisei repară clopoțelul. Clopoțelul alb este adus de profesoară, iar prin sunetul lui anunță începutul și sfârșitul orei și invită pe copii să fie atenți și empatici. Clopoțelul albastru este adus pe catedră de cineva din grupul de copii, vorbește copiilor în timpul orei, invitându-i să fie atenți. Este pus de către cineva necunoscut deasupra tablei și ține locul clopoțelului galben după ce acestuia este smulsă limba. Clopoțelul galben este cel care rămâne mut pentru că îi este ruptă limba, este pus în sertar și în final este reparat de tatăl Alisei. Le vorbește copiilor despre durere, iertare, bunătate și bucurie.
Personajele prezente în text reprezintă modele umane. Dora Damian este profesoara care îi iubește pe copii și se preocupă de educarea lor. Grupul de copii ilustrează o categorie de elevi care apreciază gingășia clopoțelului, dar cauzează spargerea acestuia. Își repară greșeala aducând în dar doi clopoței. Personajul necunoscut este cineva din grupul de copii sau din școală care manifestă răutate și agresivitate. Alisa și tatăl ei sunt două personaje dornice să repare răul prin fapte bune. Cei trei clopoței sunt mesageri ai autorului pentru răbdare, atenție, politețe, iertare și bunătate. Am ajuns la finalul acestui exercițiu de lectură în care am ilustrat cum personajele din textul Trei clopoței reprezintă anumite valori morale și culturale pe care cititorul le poate asocia cu modele sau, dimpotrivă, cu antimodele.